Liverpool este campioana Champions League, câștigă din nou cupa Champions League, se vede acolo în imagine, se vede și s-a văzut în meciul nostru direct. A fost o echipă absolut superbă, o echipă de neoprit practic. E o fortăreață Liverpool în momentul de față și chiar mă bucur că ei au câștigat cupa, chiar o meritau. Păcat că am dat noi de ei și nu în finală, ci în semifinală, ceea ce a fost mai tristuc, să zic așa, ia oare ne arată și da, iui, ce tare, AC Milan câștigă Europa League, du-te bro, AC Milan câștigă Europa League, no, asta ia uite, mi-a înseninat ziua, m-a făcut mai fericit, mă bucur. Bun, acum, cum ziceam, statistici și evoluări, în acest episod vom vedea cu adevărat top golgeteri, top assisturi și așa mai departe. O să mai vedeți și voi cei care vreți să vă faceți chakr în mod și vreți să vedeți, ia uite, ce jucători să cumpăr, dacă se merită sau nu. Și desigur vom vorbi puțin și de următorul career mod. Ok, deci în Liga 1 top goalgetter este nimeni altul decât Ferreira și gândiți-vă că de multe ori eu îl scoteam pe Ferreira de pe teren să-l joc pe Parrot sau respectiv Lema, știți bine, pentru că vreau să îi păstrez fresh pentru Champions League. De asta el are 29 de apariții, să zic eu, uite, Carlen ăla are 37, ăla 34, ăla 36 și așa mai departe. După el este nimeni altul decât Marcos Antonio, mijlocașul nostru, mă surprinde puțin, 20 de goluri nebunul, bravo bro, mamă, aia da, sunt fericit. Ia uite, Abubakar, 19 meciuri, 11 goluri, dacă e ce puține meciuri au jucat, 19 meciuri, 11 goluri, wow. Parrot și el 11 goluri, ia Bernat de pe LB a dat și el 10 goluri, băi, ești nebun, ce tare. La top assist-uri este Thiago, Thiago cu 15 assist-uri, după care acolo mai jos este din nou Antonio, după care este Sands și Bernat. Cel mai bun portar este logic Radetzky. Dar acum hai să vedem mai în detaliat aceste statistici în Squad Hub, unde vom vedea cu adevărat top goalgetter, știți bine, Liga 1, Cupa, Champions League și așa mai departe, este nimeni altul decât Ferreira! Uitați-l! 38 de goluri, mașinăria de goluri Ferreira. După care este Antonio, 25 de goluri. Fantastic mijlocașul ăsta, mă, adic la 21 de ani, 25 de goluri. După care este Abubakar cu 16 goluri. Bă, ce transfer bun! Parrot și el cu 16 goluri. Bernat, 11 goluri. Thiago, 11 goluri. Sands, 6 goluri. Lema, 6 goluri. Și Alvarez, 5 goluri. La asisturi, Thiago este numărul 1 cu 17 asisturi, după care Marcos Antonio cu 15, Sands cu 10, 7 Bernat, 6 Ferreira. Bun, dacă ar fi să vă zic, să vă recomand doi jucători care puteți să-i luați foarte, foarte ieftin și merită, este Sands, care este un american groaznic de ieftin, foarte ieftin și dacă tot continui să le evoluezi, eu la un timp am uitat să-l mai pun pe training, dar dacă continui să-l pui pe training, evoluează chiar foarte bine, este un jucător decent, chiar foarte bun, dar de exemplu și acum aș fi putut să-l vând cu 30 de milioane. Deci este un jucător care e foarte ieftin, îl evoluezi în una, două sezoane, după care îl vinzi foarte bine. Deci dacă îți trebuie o echipă unde îți trebuie bănuți, îl iei pe ăsta, țac, pac, îl evoluezi și după ce îl vinzi, știi? Pe de altă parte, Ferreira, l-ați văzut, Jesus Ferreira, omul ăsta îl cumperi groaznic de ieftin, dirt cheap, cum e expresia aia, ieftin ca pământul, ca noroiul, și bă, îți scară echipa în Champions League, pur și simplu, e un jucător excepțional. Și Marcos Antonio, practic, este o mică revelație, l-am luat acolo ca și un mijlocaș, știți, cu schimb cu Niore, și uitați, mă, goluri, asisturi, el evoluează, cota lui pe piață iarăși crește. Foarte, foarte tare acest jucător. Hai să dăm mai exact și la evoluții. Dacă ne ducem la evoluții, ok, Tătărșoan nici nu-l băgați în seamă, că l-am adus așa ca și o rezervă, doamne cât a involuat. Da, l-am adus numai așa să fie, poate că ne vom mai întâlni noi cu el într-un alt career mod unde vom juca. Bun, Zagreș, el un jucător care puțin l-am cam omis, poate că o să-l mai iau în alte career moduri unde să-l evoluez mai bine, că văd că a evoluat foarte bine. Acum, pe sezonul acesta, chiar îl țineam la training, de la 73 la 79, ea are 85 slide tackle, standing tackle 83, are și de la 3 de flare, are viteză, nu prea are stamina, ceea ce nu prea îmi place, numai 61, ceea ce
dacă le e să joci meci de meci, știi, nu prea-ți rezistă. Cam nașpa. Pe de altă parte, ăsta este un tank. Ăsta e un tank. Dacă îl prindeți iarăși free agent sau ceva, se merită. Solomon Kvaratskhelia. Mamă, ce denumire are. Solomon. Îl luați pe Solomon. Nacho. Mă, știți pe Nacho. Grigore n-a mai stat așa mult pe training, cred că și-a ajuns la acel punct maxim, a evoluat doar un punct aici. A fost de multe ori titular în campionat, știți bine, ca și rezervă. Ampadu, ia uite, și el a evoluat foarte bine, a continuat, mai bine spus, să evolueze. Uite, 81 overall, frumoase stats-urile, așa, e un jucător echilibrat, chiar bun. Ăsta a fost iarăși o mică revelație, l-am luat liber de contract, dacă mai știți, free agent. Și uite că încă îl am la echipă, l-am și jucat de vreo câteva ori și la 31 de ani nici măcar un minus nicăieri. Nu a involuat deloc. Uimitor e ăsta. Bun, Mario Gașpa l-a involuat un punct, n-am, mă rog, la 31 de ani. Sesenio, fratele acelui Sesenio, și el a început să evolueze bine la training, dar nu e hăpt recomandabil, să zic așa. Mogoș mi-a plăcut, 100% ne vom mai întâlni cu el și în alte cariere. Moduri este un tank înalt, are 83 accelerație pe cât el de înalt, stamina, strength, și pe teren parcă îl simți mai bun decât ai vedea stațiile. Știi, vezi stațiile, dar când joci cu el pe teren ai zice că bă, parcă e mai bun decât ceea ce reflectă acele stațiuri. Bun, regenul lui De Rossi, da, e regen, îți dai seama că ăsta atât evoluează de-am încolo, ho. Sands din nou a evoluat 3 puncte, vedeți că vi l-am recomandat, chiar se merită. Un jucător foarte bun, Antonio, să-mi bag picioarele, e, uite, 86 stamina, puțin de viteză, toate cele, a dat goluri, a dat asisturi, ce să-ți mai dorești? Superb. Vacasa, și asta e o mică legendă luată așa free agent de nici nu mai știu la ce echipă și a fost superb. Alvarez, și cred că și Alvarez ar fi putut evolua dacă îl punea mai mult la training, numai că nu vi-l recomand că are numai 44 stamina și 40 strength, știi, deci numai pe ăsta îi rezervă toată viața, să zic, oricât l-a evolua. Ferreira, ia uitați, hai să vedem mai exact Ferreira. La 84 overall, cred că mai poate evolua. Stamina 88, accelerația 97, frate. Wow, ce stats are nebunul ăsta. 90 shot power. Finishing 92. Hai, nici n-are rost să ne mai uităm, că nu mă pare rău că trebuie să opresc cariera în modul să nu mai joc cu acest jucător. De uitați că și ăsta Lemă, nu știu ce regen a cui îi, dar a evoluat chiar foarte bine. Poate era regenul lui Tevez, mai știi? Când l-am găsit pe De Rossi acolo, că nu este Boca Junior să joc, poate că ăsta a fost Tevez. Nu se știe. Dar bun. Și în principiu cam atât cu acest episod, dar desigur hai să vorbim puțin de viitor, cum și ziceam. O să urmeze că mă duc Milan, v-am mai zis și în celelalte episoade. Am să încerc să fac, na, transferul, să reconstruiesc echipa, deci va fi un career mode clasic, să-i zicem așa. După care vedem noi dacă ne intrăm în anumite career mode-uri de provocări și așa mai departe, să schimbăm puțin lucrurile. Un lucru ce vreau să vă mai întreb, ceea ce tot timpul eram curios, legat de Ultimate Team, dacă ar fi, nu știu, să-mi găsesc anumite zile, ceva timp liber și să fac, să zic, cea live-uri de o oră, de 2 ore sau așa ceva. Știu că acum poate că unii o să ziceți că sunteți stresați și după aceea poate că nu o să mai fiți sau, mă rog, nu sunt neapărat cel mai bun jucător, adică de obicei în Weekend League când chiar jucam, ajungeam pe la un Gold 3-2, să zic, deci acolo, acolo. Acum nu știu dacă mă ajung la Gold 3, dar măcar Silver 1, dacă aș ajunge, sunt mulțumit, că n-aș da seama că toți, de asta am o oarecare reticență să revin în ultimii timp, că acum nu prea au mai rămas ăștia casual, știi că după un timp te plictisești de FIFA, cum am plictisit și eu și nu am mai jucat de foarte mult timp, excepție career mode. Știi, și-au rămas doar jucătorii ăștia buni, cum zice, try hard, die hard, știi, care vor să dea totul pe teren și, desigur, foarte mulți au echipe groaznic de scumpe. Eu am o echipă, nici nu știu să vă arăt sau nu, gen vai mama ei de echipă. Ia stai să vedem, iau Ultimate Team, intrăm în Ultimate Team, nu știu, nu contează dacă am salvat sau nu, că e gata, că mă duc cu Dinamo. Hai să vedem,
un pic cam mult pe loading. Deci asta este echipa mea în momentul de față. Știți, am mulți jucători de gol, am aici pe bancă tot felul de scaruri de astea speciale. L-am pe Bruno Fernandes, care, doamne, doamne, Ian Wright, știi, Salah, Mane, ăștia doi m-au costat o avere, adică ăsta 155 de coins, Salah iarăși plouă 100 de coins, na, ce să zic, și pe, na, scumpi jucători, așa, vreau desigur să-i mai schimb aici, să-mi-l pun pe Benjamin Mendy aici, să-l pun pe un Varane Ramos, să schimb pe Fabinho cu alt CDM. Mă rog, multe ar mai fi de lucru, dar știi, când te gândești că asta e echipa mea și după ceea ce alte echipe cu Icon, cu nu știu ce mai prin joc, știi, un pic nu prea mai are chef și mai mult ca sigur vă mai pierde anumite meciuri și știu că unii dintre voi preț mai mult ca sigur, știi, să-i pe sistemul ăla, bă, că nu câștigi, nu ești bun, de ce să mă la tine? Aici trebuie, na, cum să zic, să o luăm de la zero, știi? Practic să vedem evoluția, să facem această evoluție împreună. Cui plac aceste chestii, e clar că este o chestie acolo. Că și aș prefera aia, de exemplu, la un timp mă uitam la AI9 Skills, că îmi plăcea foarte mult cum joacă, că tot timpul câștiga meciuri, dar după care puțin parcă m-am plictisit. Și am găsit pe altul, dar nici mai știu care are un nume tare ciudat pe YouTube, îi zic ăștia așa, dar în glumă, știi, The Fat Asian, unul asiatic, așa mai grăsuc și el face Karimodo, dar mai juca și Ultimate Team. Știi, și practic cumva te uitai la el, mai pierdea, mai câștiga, mai schimba jucătorii, mai se distra și era acea fază de, să zic, evoluție, știi, ia uite că am început de jos și împreună cu voi am ajuns până aici sus. Da, nu știu, totul este și de timp, că până acum aia a fost la live-uri, nu prea aveam timp, mi-aș dori foarte mult să lucru pe live-uri, să nu fac un public de live-uri, după care poate să văd și eu acea treabă cu Facebook, știți bine cum este prietenul meu, cel mai bun Teo, să fiu și eu acolo, știi cum zic, pe Facebook, să facem treabă împreună, dar desigur trebuie să-mi fac o oarecare bază. Sau de ce nu? Poate că putem face pe live stream și un career mode cu o echipă din ligile inferioare și să o tot evoluăm. Poate că o să supun la vot această idee Ultimate Team sau respectiv un career mode ăsta de evoluție. Bun, deci cred că mi-am spus toate ideile. Sper să nu fi uitat ceva. Dacă nu, ne auzim oricum și în comentariile de mai jos. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod, mai ales până capăt. Și vă mulțumesc enorm de mult celor care deja ați dat click pe acel buton de like, share și, de ce nu, și subscribe dacă n-ați făcut-o. Fără să vă cer eu, vă mulțumesc foarte mult, vă știți aici, știi cum zic? Vă mulțumesc, numai bine, pa, pa!